Bine te-am regăsit! Astăzi vom intra în tainele unei boli determinate de non-disjuncția autosomilor. Este vorba despre sindromul Down. Pe parcursul lecției vei putea descoperi modul în care are loc transmiterea acestei boli determinată de non-disjuncția autosomilor din perechea 21, în urma rezolvării situației problemă pe care ți-o propun. Iată o descriere succintă a sindromului Down. Rezolvă situația problemă, argumentează fiecare răspuns al cerințelor și formulează concluziile. Prin non-disjuncția cromozomilor din perechea 21, se formează gameți cu un număr de cromozomi eronat. Prin participarea acestora la fecundație, rezultă sindromul Down. Persoanele cu sindrom Down au 47 de cromozomi în celule, 45 de autosomi și 2 heterozomi. Boala poate apărea cu o frecvență egală la ambele sexe.